Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calaș Severin. Poate populația este dezamăgită de ritmul lent sau uneori inexistent în transpunerea în practică a măsurilor de guvernare promise și asumate de Liviu Dragnea, președintele PSD, când partidul a preluat puterea. Putem să discutăm și despre acest lucru. Sunt de acord, eu personal, că puteau fi luate și anumite măsuri mult mai repede sau în anul care a trecut, în 2017, din programul de guvernare. Însă să nu uităm că am luat o serie de măsuri pe care le-am promis în campania electorală. Față de profesori, față de medici, vorbim de salarii, vorbim de toate măsurile pe care noi le-am promis în domeniul agriculturii. Sigur că am rămas poate înapoi în ceea ce privesc investițiile. Însă din ceea ce știu eu, sau investițiile și în marea infrastructură, dacă putem vorbi de acest lucru. Însă din ceea ce știu eu, știu că anul 2018 va fi un an în care programul de guvernare sau viitorul cabinet care se va forma sau va avea votul în Parlament săptămâna viitoare, luni, în 29, se va axa în acest an pe aceste proiecte și pe proiectele de investiții. Aici vă referiți la autostrăzi, în primul rând, mă gândesc. Categoric. Și dacă ne aducem aminte, fostul prim-ministru Mihai Tudose a și venit și a explicat care sunt proiectele, aceste proiecte de mare infrastructură, care sunt finanțate de Banca Mondială. E bun, și după ce a făcut acest lucru, l-ați dat afară. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calaș Severin.